Da. Bună ziua, stimați reprezentanți ai presiei. Vreau să vă mulțumesc că, deși foarte tardiv v-am anunțat, ați reușit să fiți prezenți, să informați societatea despre cele mai importante subiecte care au loc astăzi. Nu am avut de gând să facem această conferință de presă, pur și simplu evenimentele care au avut loc azi în Consiliul Municipal Chișinău au făcut necesar acest lucru. După cum ați putut vedea și mai devreme pe unele rețele de socializare, pe unele site-uri care publică ședințele Consiliului Municipal, ați văzut că astăzi primele două subiecte de pe ordine de zi, subiectul 29 și subiectul 30, au fost două subiecte ce țin de domeniul urbanistic în municipiul Chișinău. Aceste două documente sunt niște documente criminale care atacă atât aspectul orașului cât și comoditatea tuturor cetățenilor din oraș. Dar să le luăm pe rând, să discutăm prin ce este atât de ilegal, defectuos și periculos pentru oraș aceste două subiecte. Primul subiect despre care o să rog să vorbească colega mea Zinaida Popa este subiectul numărul 30, aprobarea planului urbanistic zonal pentru teritoriul care este amplasat între perimetrul străzilor Burebista, Dacia, Grădina Botanică, Sarmisegetuza. Bună ziua tuturor! Bună seara, stimați cetățeni! În primul rând vrem să vă anunțăm că noi suntem pentru dezvoltarea armonioasă a orașului. Suntem pentru ca municipiul Chișinău să se extindă la periferii, ceea ce ține de construcții, fiindcă credem că centrul orașului, cât și sectoarele Chișinăului, nu mai au capacitatea și nu mai pot permite ca să se construiască blocuri a câte 16-20 de etaje. De asemenea, noi susținem ca orice construcție din Chișinău să fie construită în baza documentației de urbanism. Astăzi, nouă ni s-a propus la Consiliul Municipal Chișinău un plan urbanistic zonal care nu conține nici o infrastructură socială a drumurilor și a transporturilor. Respectiv, urmează a fi construit, dat fiind faptul că s-a votat acest plan urbanistic zonal, urmează a fi construit blocuri a câte 16-20 de etaje, ca într-un final, pe un segment, pe un sector de 6 hectare, să fie construite apartamente număr de 2000, unde vor locui 6400 de familii. Dar, totodată, în această zonă nu este prevăzută locuri pentru grădinițe, locuri pentru școală, nu avem transport, infrastructura a transportului, nu avem cale de acces spre Bulevardul Dacia, avem doar un drum, o stradă Burebista, care are doar două benzi, care are ieșire pe strada Sarmizegetusa, care de asemenea este foarte îngustă și mereu aglomerată. Întrebarea noastră este următoarea. Ce face executivul? El vine în Consiliu cu un plan urbanistic zonal care creează după noi anumite probleme care ulterior se vor confrunta cetățenii, votează consilierii acest proiect decizii și apoi tot autoritatea publică locală trebuie să caute soluții pentru aceste probleme. Ceea ce este prezentat în acest plan urbanistic zonal, următoarele. Nouă ne arată raza, distanța până la anumite instituții, de 630-685 de metri. Noi credem că copiii nu pot zbura și atunci când am verificat exact, am ieșit la fața locului, am văzut că distanța până la una dintre instituții este de minim 1,5 km. Asta e unul. Doi, în instituțiile cu predare în limba română, noi avem supra-solicitarea, supra-aglomerarea acestor instituții și nu avem locuri libere. Avem doar un singur liceu privat, Elitex, care are locuri libere. Respectiv, 2000 de apartamente cu 6400 de familii nu vor avea unde duce copiii la școală sau la grădinițe. Un număr foarte mic. De asemenea, noi nu avem cale de acces directă de la strada Burebista spre Grădina Botanică. Noi avem două căi de acces spre aceste blocuri,
dar printre ele nu există. Respectiv, atunci când tinerile familii vor dori să iasă din această zonă, vor trebui să aștepte zeci de semafoare ca să poată accede pe bulevardul Dacia. Alte momente care noi vrem să le menționăm, că în preajma acestui cartier care se dorește a fi construit, sunt 4 complexe rezidențiale în construcții. Și anume, unul este Valex Him, care urmează să construiască 200 de apartamente, Burebista 114/2, 300 de apartamente, Dacia 49/16, 100 de apartamente și Sarmizegetusa, 800 de apartamente, garsoniere. Respectiv, dacă vorbim de garsoniere, vorbim de familii tinere cu copii mici. Cine va lua în calcul cum să dezvoltăm această zonă, cum să găsim soluții pentru cetățeni? Din câte vedem, nimeni. Astăzi s-a votat foarte urât, cu altercații și cu rea intenții, cred, pentru cetățenii Chișinăului, acest plan urbanistic zonal. Totodată, vrem să spunem, să menționăm că în jur, pentru acest plan urbanistic zonal de 28 de hectare, 7 hectare sunt zonă industrială. Noi avem o uzină de lactate, avem parc de autobuze, care presupune de poluare a aerului gălăgiei. Stimați cetățeni, noi știm că visul multor familii dintre dumneavoastră doresc un acoperiș sub cap și asta e firesc. Și înțeleg că dumneavoastră recurgeți să procurați apartamente acolo unde vă permite buzunarul. Dar în competența autorității publice locale este de a vă rezolva anumite soluții. Și anume, avem experiența a unor construcții în preajmă care vin petiții nenumerate și plângeri din partea dumneavoastră că este aerul poluat, că este gălăgie. Cine pe viitor vor rezolva problemele voastre? Tot noi, autoritatea publică locală. De ce să creăm probleme artificial ca pe urmă să căutăm soluții? De asemenea, constatăm că în zona respectivă este o stație foarte mare de transformatoare și linii de tensiune înaltă, care recent a ars în flăcări, chiar în imediată apropiere a complexelor. De instituții, deja m-am expus referitor la instituții, că nu avem nicio instituție, niciun liceu, cu excepția celui privat, care să ne ofere locuri pentru liceieni, pentru copii care merg la gimnaziu sau clase primare cu predare în limbă rusă. 0 locuri. Respectiv, noi credem că este strigent nevoie de construit un drum de acces spre Dacia, minim o grădiniță, o școală și o parcare multietajată. Dacă e să vorbim de parcări, conform planului urbanistic, ei ne asigură 70% de parcare pentru familii care urmează să trăiască acolo și doar 230 de locuri de parcare pentru vizitatori. Cum credeți? 200 de locuri de parcare este suficient pentru 6.000, pentru o populație de 6.400 de locuitori? Noi credem că nu. De aceea, concluziile noastre sunt următoarele. Că cineva creează probleme ca în campanie electorale să vină și să promită soluții, da? Și anume colegii de dreapta văd că depun efortul și pun umărul la aceasta. De asemenea, urmăm să construim blocuri ca pe urmă să ne gândim la parcări, ambuteiaje, grădinițe, școli și ecologie. Încălcăm toate principiile bunului simț pentru interesele proprii. Noi vrem un oraș frumos, bine amenajat, dar tot noi, adică voi, adică consilierii din CMC, cu excepția fracțiunii PAS, sunt cei care permit ca să se construiască blocul rezidențiale a câte 2000 de apartamente. Noi vrem să dezvoltăm orașul, noi vrem ca dezvoltatorii imobiliari să construiască, dar cu bun simț, gust estetic și infrastructură bine amenajată, atât socială, cât și a drumurilor și a transportului.
cei ce ne-au fost prezentat sau nu am făcut cunoștință, că nici nu a reușit să ni se prezinte un dezastru și haos care va avea loc în perimetrul acestor străzi. Cel puțin spus, noi suntem indignați că unii consilieri participă la distrugerea și la crearea unor probleme, unor mari probleme pentru cetățenii care vor locui în zonă. Stimați cetățenii ai municipiului Chișinău, am să revin la subiectul 29 de pe ordinea de zi, care era cu privire la aprobarea regulamentului local de urbanism, un document care a fost propus de către colegii de la Platforma DA și vreau să vă spun că nu există nimic mai superlativ pentru mafia imobiliară care încearcă să-și legalizeze toate încălcările sale. De fapt, prin aprobarea acestui proiect de decizie, toate ilegalitățile vor fi aduse în așa numita legalitate, astfel încât ei își vor legaliza încălcările fără a fi pedepsiți pentru tot ceea ce au făcut. Mai ales în situația în care astăzi avem un CNMI, un organ care de fapt are atribuțiile de a proteja nucleul istoric, dar de fapt ea îl distruge cu cât poate ea de mult. Vă amintiți probabil, recent în presă a fost cazul cu privire la construcțiile care urmează să fie făcute în preajma circului, care pun în pericol unul din cele mai vechi monumente istorice din municipiul Chișinău. Dar haideți să le luăm pe rând ca să înțeleagă fiecare cetățean de rând despre ce este vorba. Așa cum există legislația, așa există și norme de urbanism care reglementează ce, unde, cum și cât se construiește. Ori, regulamentul local de urbanism prevede acest lucru și prevede gradul de ocupare a terenului, numărul de niveluri pe care pot să-l aibă maximum clădirile din acea zonă, precum și multe, multe alte detalii. Ori, odată aprobat acesta, poate influența infrastructura din acea zonă. Ținând cont de importanța monumentului istoric, care este numit nucleul istoric al municipiului Chișinău, în anul 2008, când a fost aprobat regulamentul local de urbanism pentru întreg municipiul Chișinău, s-a pus un moratoriu pentru această zonă, astfel încât acest regulament să nu se aplice pe acest segment al municipiului Chișinău. De ce? Anume pentru a proteja nucleul istoric de aceste construcții abuzive pe acest teritoriu. Atunci ei s-au gândit să protejeze acest nucleu istoric, așa cum s-au gândit și liderii fracțiunilor PPDA și respectiv PSRM, care în campanie, în campania din 2019, ne spuneau sus și tare că vor să protejeze municipalitatea sau municipiul Chișinău de construcții ilegale și în special domnul Năstase, care ne spunea că va pune moratoriu în construcții pe un an de zile. Iată că atât PSRM cât și PDA, după ce a trecut un an de zile, și-au schimbat părerea la 180 de grade și din contra, în loc să spună moratoriu în construcții, ei permit legalizarea încălcărilor în construcții. Pentru că aprobarea acestui proiect, de fapt, acest lucru va face. Și asta o spunem nu doar noi, asta o spune și societatea civilă, asta o spune și raportul CNA aferent acestui proiect decizie. Și dacă o să citiți, că este public acest raport, o să vedeți că în special la categoria obiecții este enumerat expres toate sau o parte din încălcările cele mai principale ale prezentului proiect de decizie. În primul rând vreau să vă atrag atenția că acest proiect de decizie vine în contradicție cu decizia numărul 2240 aprobată de Consiliul Municipal Chișinău. La data de 25.12.2008, Consiliul Municipal Chișinău a adoptat decizia 2240 prin care s-a aprobat regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău, care constituie parte componentă a planului urbanistic general. În conformitate cu punctul 4 din decizia respectivă, s-a stabilit că pentru zona central istorică a orașului Chișinău, regulamentul local intră în vigoare doar după aprobarea de către Consiliul Municipal a planului urbanistic zonal și a schemei complexe a transporturilor. Deci trebuia, ca să votăm astăzi acest proiect de decizie, trebuia să fie precedent aprobate alte două decizii. Aprobarea unui plan urbanistic zonal centru și doi, aprobarea schemei complexe a transporturilor. Așadar,
am constatat și eu și CNA-ul că până la moment asemenea acte nu au fost adoptate, iar regimul construcțiilor de pe teritoriul municipiului în cauză nu este reglementat. Prima încălcare vădită, care nu poate fi retroactiv corectată de către colegii din PPDA, care anunțau sus și tare că iată i-au corectat toate erorile. Iată că această încălcare nu poate fi până când nu va fi aprobate aceste două proiecte de decizii. Altă încălcare este faptul că această decizie contravine legii numărul 3 din 2020, care spune clar că nu mai este posibilă elaborarea schemelor de amplasament și respectiv nu este posibilă efectuarea construcțiilor pe teritoriul monumentului nucleului istoric al Chișinăului. Respectiv, prin proiectul expertizat se propune admiterea efectuării unor construcții și anume în anumite condiții pe teritoriul municipiului în pofida imposibilității elaborării schemelor de amplasament și lipsa documentației de urbanism. Deci, altfel spus, se face o confuzie, se creează o confuzie, când pe de o parte noi spunem că permitem să construim în anumite condiții, iar pe de altă parte nu putem oferi documentație de urbanism. Și astfel, desigur că agenții Cornovici vor merge în instanță și, ținând cont de calitatea justiției astăzi în Republica Moldova, vor avea câștig de cauză, iar noi vom avea de pătimit ca cetățeni ai municipiului Chișinău. În afară de aceasta, următoarea obiecție a celor de la CNA este că ei observă că proiectul în cauză are rolul de fapt de a înlocui documentația de urbanism și amenajarea teritoriului reglementat prin legea 835 din 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului. Din această lege rezultă că elaborarea documentației de urbanism și amenajarea teritoriului este un proces complex și trebuie să fie respectat și anumite mai multe alte proceduri care, din păcate, nu au fost respectate. Deci, în afară de faptul că ele contravin anumitor norme, nici nu a trecut procedura de aprobare corectă a unor asemenea proiecte de decizie. În continuare, la fel s-au mai constatat că acest proiect de decizie remarcă că documentul dat creează riscuri de interpretare abuzivă, de aplicare neuniformă, în dependență de interesul responsabilităților de implementare și a celor agenți privați. Proiectul de decizie nu poate înlocui documentația de urbanism necesară pentru nucleul istoric, deoarece nu corespunde prevederilor legii 835 din 96. Riscul coruptivității este posibil anume datorită existenței divergențelor dintre legea 835 în condițiile elaborării proiectului. Deci este clar că există această ambiguitate în care legea pe de o parte spune într-un fel, iar noi venim cu o decizie care contravine legii. Și într-un final, după toate obiecțiile care au fost expuse, Centrul Național Anticorupție a făcut mai multe concluzii și recomandări. Principalele recomandări care au fost propuse autorilor acestui proiect de decizie a fost că autorul urmează să respecte rigorile transparenței și să reevalueze sau să reexamineze proiectul de decizie. Au constatat ei și constată toată lumea că de fapt există mai multe încălcări la acest proiect de decizie, în primul rând prin faptul că creează riscuri de corupție. Corupție activă, corupție pasivă, conflict de interese, influențare necorespunzătoare, abuz în serviciu și așa mai departe. Pe parcursul acestui sau pe cele 10 foi care s-a expus Centrul Național Anticorupție, se repetă de 36 de ori risc de corupție, risc de corupție, risc de corupție, conflict de interese și așa mai departe. Eu nu știu dacă am mai văzut în Consiliul Municipal vreun asemenea document care să fie atât de contestat, nu doar de consilieri, nu doar de societate civilă, dar și de Centrul Național Anticorupție. În consecință, noi am încercat să explicăm colegilor noștri din Consiliul Municipal și anume fracțiunilor PPDA și PSRM, însă la argumentele noastre ei au venit cu argumentele lor, doar că nu în formă verbală, dar sub formă de pumni. Astfel a avut loc o altercație pe care o condamnăm și noi și pe această cale și considerăm că nu ne face față nimănui acest comportament, ar trebui să fie unul civilizat și nu astfel cum a avut loc. Dar acest lucru nu anulează acest document care este și rămâne a fi ilegal, iar noi facem apel către secretarul general a Consiliului Municipal, către domnul Talmaci, să nu semneze acest lucru. Am și pregătit deja către dumnealui o solicitare, iată o vedeți aici,
argumentată juridic, care o vom depune imediat și îi solicităm să nu semneze acest document datorită faptului că el este ilegal și prin prisma regulamentului de activitate a CMC, domnul secretar are dreptul în virtutea posibilităților juridice de a nu semna și de a-l trimite la reexaminare acest subiect. În afară de aceasta facem solicitare și către Cancelarea de Stat să fie foarte atentă la examinarea acestui subiect și atunci când va considera că este necesar să-l retrimită Consiliul Municipal, îl așteptăm să vedem toată opinia Cancelarei de Stat. Și într-un final avem o solicitare și către Ion Ceban, care a delegat-o sau spunem anumit-o șef a direcției pe doamna Dogotaru, cea care ne-a prezentat aceste documente sau care le-a elaborat, care le-a avizat, niște documente ilegale și nu sunt doar acestea, pe parcursul ultimului an, 10 de asemenea documente au venit în Consiliul Municipal și până acum noi credeam că responsabil de acest lucru se face doar doamna Dogotaru. La mai multe apeluri, atât din partea noastră cât și a societății civile, în sfârșit dumneavoastră și-a depus cererea de demisie, însă domnul Ceban încă ezită să o semneze. Noi îl anunțăm pe această cale că din acest moment, din momentul în care el nu va semna această cerere și doamna Dogotaru va rămâne în continuare șef al direcției, să-și asume toate rezultatele acestui dezmăț urbanistic din Chișinău. Asta înseamnă că de azi încolo doar el se face vinovat de dezmățul urbanistic din Chișinău. Nu mai este Dogotaru, nu mai este Chiron, dar nu mai este altcineva, ci doar dumnealui se face vinovat pentru tot dezmățul urbanistic din Chișinău. Într-un final, vreau să vă spunem că noi am încercat să explicăm, așteptăm reacția de la cei vizați mai devreme, iar în consecință, dacă niciunul din cei vizați mai sus nu vor notifica acest document, nu ne rămâne decât să mergem în instanța de judecat. Și noi vom face în situația în care nu vom fi auziți. Asta am avut a vă spune, sunt grădinarul Vasile, președintele fracțiunii PAS, colega mea Zinaida Popa și așteptăm să vedem următoarele acțiuni pe aceste dimensiuni. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți. Dacă nu sunt, o zi frumoasă să aveți! Mulțumim.